Maghiari s-au strâns la Cluj-Napoca într-un marș de solidaritate după incidentele de acolo din Valea Uzului. Aceștia au dorit să transmită un mesaj de unitate, au făcut apel la calm și au acuzat jandarmeria că învrăjbește oamenii. Organizatorii sunt de părere că tot scandalul din Valea Uzului a fost alimentat de forțe care au avut de câștigat din scandalul interetnic și din discursurile extremiste. Peste 300 de persoane au participat sâmbătă seara la Cluj-Napoca la un marș de solidaritate între români și maghiari. Cei prezenți au militat pentru încetarea manipulărilor care învrăjbesc oamenii în conflictul iscat la cimitirul din Valea Uzului. Sunt român, nu-s nimănui stăpân, stau liber printre oameni liberi sau jandarmeria învrăjbește România, fără manipulare, fără ură sau solidaritate împotriva șovinismului. Scria pe afișele pe care le-au avut cu ei manifestanții. Inițiatorii acțiunii sunt de părere că incidentele de la Valea Uzului au reprezentat o provocare pe care au legat-o de rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, în condițiile în care, cred ei, sunt partide care își câștigă votanți cu un discurs de tip extremist. Scopul acțiunii de la Cluj-Napoca a fost acela de a arăta că există și comunități în Ardeal în care criteriile etnice nu contează foarte mult, iar oamenii pot trăi împreună. Clujul este o astfel de comunitate modernă. Directorul Teatrului Național din Târgu Mureș, Gasparic Atila, a declarat la rândul său că ideea de a se aduna români și maghiari este una foarte bună. Ca de obicei la această oră, Popi Păunescu. Și alături de noi, invitatul nostru, Gheorghe Iancu, profesor de drept constituțional, se va alătura și Cătălin Berenghi, activist care a fost acolo în Valea Uzului și ne va povesti din propria experiență cu imaginile lui, cu tot ce s-a întâmplat acolo, ne va spune din punctul lui de vedere despre ce e vorba. Pentru că mulți dintre noi stăm și urmărim la televizor scandalul de acolo și nu înțelegem foarte multe. Bun, cum ar trebui să ne poziționăm la această poveste din Valea Uzului? Pentru că e în desfășurare. Da? Cum ar trebui? Autoritățile ce ar trebui să facă? Acum, domnul profesor, dacă îmi permiteți, situația e un pic mai complexă, ca să spunem așa, să cităm din Noaia Caranfil și prezint... Nu, deci ideea este că avem o situație în Moldova, în Republica Moldova, o situație în care președintele este suspendat și poate o să ne ajutați puțin cu, din punct de vedere constituțional, care e situația acolo. Și dacă cine are dreptate, să spunem așa, vis-a-vis de Constituția Republicii Moldova, avem acest conflict oarecum gratuit, pornit de către, clar, pornit de către anumiți cetățeni, probabil maghiari, probabil nu știu cine sunt, cei care au pus sacii negri pe crucile. Și treaba asta a escaladat. Anunțul ăla făcut de maghiari, de unguri de data asta, în care spuneau că vor pune trupele, gărzile patriotice, sau cum se cheamă, gărzile așa, la graniță, să suplinească faza de frontieră. N-am înțeles de ce trebuia să facă treaba asta. Intră românii peste ei. Dar nu, dar ce, nu spuneau legat de român, dar au făcut anunțul ăsta odată. În același timp în care și în Ucraina era anunțul ăla cu o glumă, ceva pe Facebook, un ministru cerea sprijinul, o chestie de genul ăsta. Sigur că este și un exercițiu NATO important în desfășurare în România, sau a fost săptămâna trecută. Poate chestiunea asta i-a destabilizat puțin ca, din punct de vedere informativ, dar... acum, serios vorbind, vedeți vreun motiv de... scandal între români și cetățenii din Harghita și Covasna de etnie... Păi tocmai... Și prieteni. Păi tocmai. Și acolo și la Brașov. E cineva alimentează chestiunea asta. Ideea este că dacă vezi pe ansamblu toată povestea, vezi că se întâmplă în același timp niște lucruri și nu mai suntem. Am trăit, am văzut ce s-a întâmplat cu Revoluția Română, mă rog, Revoluția din Europa... fostă comunistă, ce s-a întâmplat cu în țările arabe. Deci, practic, nu era o chestiune într-o țară, o întâmplare și așa mai departe, ci era o chestiune care s-a ajuns la o situație de
Ei, acum, eu cred că lucrurile trebuie luate pe ansamblu, nu trebuie luate doar punctual. Sigur că acolo e o poveste nerezolvată sau o poveste pe care o să ne-o explice mai bine, cred că, în situația de la Cimitirul Eroilor, domnul Berenghi, care a sosit și o să a fost prezent acolo și o să ne spună un pic cam care e povestea. Ce s-a întâmplat exact, câți români erau, câți maghiari erau, ce s-a întâmplat, cine erau cei care făceau puțin, să spunem așa, ca o poveste, așa, dacă ne spuneți pe scurt. Bună seara, în primul rând. Bun găsit. Situația este destul de... intru direct la subiect, pentru că așa trebuie. Situația este destul de delicată acolo și doresc să încep prin a povesti un pic ce avem de la fața locului. În primul rând, pentru o comemorare nu este nevoie de autorizație. Da, să fie clar. Frăția Ortodoxă a obținut, a depus documentația și a obținut o autorizație pentru acea comemorare, chiar dacă nu era nevoie, special pentru a nu avea astfel de evenimente. Noi trebuia să ajungem acolo în jurul orei 16 să organizăm lucrurile, numai că în jurul orei 14 am înțeles că deja au sosit la fața locului câteva sute de maghiari. Pentru că UDMR-ul a anunțat o conferință de presă chiar din fața cimitirului la ora 16. Da? Conferință de presă. O conferință de presă, o tentativă de conferință de presă, un lanț uman în jurul cimitirului s-au tot schimbat. Da? Să nu fugă... Să nu fugă, da, exact. La ora 16 au fost prezenți la fața locului în jur și aproximativ de 300 de persoane, 300 de maghiari. Da? Am văzut și liderul UDMR acolo la fața locului. Doresc să subliniez, da, că în acel moment maghiarii catolici nu aveau niciun fel de sărbătoare. Doar creștini ortodoxi aniversau acea înălțare a Domnului, da, ziua eroilor. Deci maghiarii catolici nu aveau niciun fel de sărbătoare. Pusese înainte. Exact. O săptămână, da. Exact. Deci au venit acolo pur și simplu pentru ce? Pentru a ne provoca, pentru a face ce? La ora 17 noi încă eram pe drum, pentru că nu s-a putut ajunge de la drumul național. Coloana de patrioți români și de oameni care mergeau cu steaguri înspre cimitirul din Valea Uzului se întindea undeva pe 20 de kilometri. Deci era imposibil să ajungi. 20 de kilometri? 20 de kilometri era coloana. Deci nu a reușit să ajungem. Dar cine a mobilizat? Că totuși s-au mobilizat singuri. Pentru prima oară în ultimii 30 de ani au reușit. Au reușit să ne adune și este prima reacție a oamenilor în ultimii 30 de ani. Imaginele sunt de acolo, pentru că imaginele... Exact. Imaginele sunt de când noi am ajuns undeva în jurul orei 18. În jurul orei 17, mai exact, acei provocatori, că nu pot să le spun altfel, după ce și-au terminat numărul de la ora 16, au rămas în continuare. Mulțimea, pentru că acolo erau în jur de 2000 de români ajunși, cei de acolo au fost rugați să nu facă niciun gest. Jandarmeria a așteptat ora 17 special ca ei să degajeze zona și să poată începe acea comemorare de la ora 17. Lucru care nu s-a întâmplat. La ora 17 acei extremiști, nu pot să le spun altfel, da? Minoritățile se țineau de gard și spuneau Tatăl nostru, adică se rugau ținându-se de gard. De ce? Tatăl nostru în limba maghiară. Tatăl nostru în limba maghiară. De ce făceau acest lucru? Bună întrebare. De ce jandarmeria nu acuză atenție, dar doresc să felicit cu această ocazie organele abilitate care și-au făcut datoria mai mult decât era cazul și au dovedit profesionalism. De ce nu i-au evacuat de acolo de la fața locului? Pentru că la un moment dat când s-au strâns 2000 de patrioti și de naționaliști români acolo, maghiarii se țineau de gard, după aia urma un șanț plin cu apă, cam de jumătate de metru, după aia era jandarmeria și după aia erau ceilalți, da? Și pur și simplu, jandarmeria îi proteja pe cei care erau
acolo, pentru că deja era o stare de tensiune. Da? Erau mai puțin, să și erau mai puțini, erau în jur de 200-300 și deja erau... Deci, practic, jandarmeria n-a făcut... A fost acolo să mențină ordinea. A fost acolo să mențină ordinea, adică să nu se încaiere unii cu alții, mai exact. La ora 17, vă dați seama că au început tensiunile, pentru că ei aveau acea comemorare, noi aveam acea comemorare, ei nu se dădeau de acolo și nu prea ne convenea. S-au îmbrâncit un pic, da? Deci nu s-a întâmplat nimic, nu a fost nimeni rănit, nu s-a întâmplat nimic altceva. S-au îmbrâncit un pic și au alunecat în acel șanț cu apă din fața cimitirului atât maghiari, jandarmi și români. Bine, marea majoritate erau români acolo, da? Să le spunem așa. Și am văzut în imagini pe un alt filmuleț o singură persoană care îi dădea cu o țeavă în cap unui bătrân, dar îi dădea așa, deci nu era o violență. Ce persoană? Cui îi dădea? Cum e adică nu era o violență? Nu era o violență, pur și simplu îi dădea așa, deci ăsta era gestul. Deci nu era violent. Păi cum adică? Spuneți că cineva lovea pe cineva? Asta a fost singurul incident. Deci în afară de îmbrânceala care a fost și acolo... Și cine erau cei doi, știți? Unul era maghiar, iar celălalt era un tip care ținea un drapel undeva de pe gard. Bun, și cine bătea pe cine? Nu m-aș arunca să spun cine, cum, că mai țineți minte în Târgu Mureș când a fost situația din 90, când se spunea că e maghiar, de fapt, cel care copariu și așa mai departe. Deci, ideea e că lucrurile astea pot să fie și organizate astfel încât să dea naștere la violență. Iar oamenii au ocolit acel... Dar ce s-a întâmplat? Deci au ajuns acolo și vreau să intre în cimitir, nu? Doreau să intre în cimitir la ora 17 pentru comemorare. Și nu erau lăsați, pur și simplu. Adică era un cordon de jandarmi, maghiarii care se țineau de gard, adică era o situație, frate, ce se întâmplă aici? În cimitirul nostru, pe pământul nostru, la eroii noștri, nu avem dreptul să ne comemorăm? În toată nebunia asta, era, în afară de jandarmi, era vreun reprezentant al autorităților, vreun reprezentant al autorităților din zonă, un primar? Au fost la fața locului doi deputați, am înțeles că inclusiv... Al cui? Unul cred că era PMP și celălalt, nu mi-aduc aminte de la ce partid era, cred că PNL, nu știu. Oricum au fost doi deputați la fața locului. Am înțeles că a fost și domnul Cocoș de la jandarmerie, camuflat, îmbrăcat în salopetă pe acolo printre ei. Primarul din... Printre ei, printre cine? Printre jandarmi? Printre jandarmi, da. Primarul din Dărmănești nu a fost prezent la fața locului, a venit decât doamna secretară, da? Secretara primăriei din Dărmănești și viceprimarul, care și el a fost cumva împins în acel șanț, în acea ambuscadă. Așa, ați intrat în șanțul ăla, a intrat mai multă lumea că sunt în șanțul ăla. M-a alunecat în șanțul ăla, că era mocirlă pe jos. Așa. Na. Ok. Iar după acest incident, care s-a terminat, cred că în 5 minute n-a durat mai mult, oamenii au ocolit cimitirul și pe stânga și pe dreapta și au pătruns în cimitir. Porțile cimitirului erau legate cu lanțul, da? Chiar dacă prefectura a emis un document prin care spunea că este ilegal acea închidere cu lanțul a porții. Știți cine a închis cu lanțul? Am înțeles că Consiliul Județean Harghita, care nu are nicio jurisdicție acolo și care nu are nicio treabă. Da, știți, adică, sigur asta să e doar? Sigur. Ei se ceartă că cimitirul e în Harghita, ba nu e în Harghita, e în Bacău. Ba e în Harghita, ba e în Bacău. E în România. Ce trebuie să spun asta totuși? Unde în orice variantă este în România și momentan suntem în România. Asta doresc să subliniez. Indiferent că e în partea aia, că e în partea altă. Iar la ora 17 nu făceau nimic ilegal. Porțile trebuiau să fie deschise, pentru că exista o autorizație eliberată de primăria din Dărmănești și cam asta s-a întâmplat acolo. Iar ce a urmat a fost extraordinar. Au reușit... Adică ce s-a întâmplat? După acel moment, după ce au pătruns, pentru că la un moment dat erau jandarmii pe exteriorul porții, iar pe partea cealaltă cei care pătrunseseră deja în cimitir și se trăgea de poartă și din interior, din exterior trăgeau jandarmii. Deci era o situație un pic... S-a intrat înăuntru? Da. S-a intrat înăuntru, a început o slujbă cu un sobor de preoți. Au fost, cred că, în jur de 10 preoți, dar impresionant, pentru că noi am aflat că nu vor veni preoții.
Am mai adus și noi încă 3 și, după cum vedeți în imagini, s-au adunat în jur de 10 preoți. A fost intonat imnul de stat, apelul eroilor, pentru că s-au strigat la apel toți cei 149 de eroi români, plus cei 3 care erau necunoscuți. Și imaginați-vă că de fiecare dată când se striga soldat, îi se spunea numele, 3000 de oameni spuneau prezent, adică ceva zguduitor a fost, o senzație extraordinară. S-au depus coroane, câteva cuvântări la fața locului și asta a fost pașnic. Da? Doresc să subliniez că nu au fost distruse cruci acolo în acel cimitir, totul a fost pașnic. Internetul este plin cu oameni care pun lumânări la crucile eroilor maghiari. Asta am văzut, da, e adevărată povestea. Da, asta? Este foarte adevărat. Au pus lumânări și la... Deci au pus lumânări. De ce s-a creat criza asta? Cum zic, ulterior, ambasada României de la Budapest a fost atacată, semnele ambasadei, steagul și așa mai departe. Am să vă spun o părere. Eu am doi prieteni unguri. Unui Săcui. Și îl cheamă Varga. Fiți Varga. Și dacă vă spun cam cum, poate e la televizor acum. Dacă vă spun cum vorbește despre unguri, o să vi se scoală părul măciugă în cap. Și mai este unul care... Adică în sensul pozitiv sau negativ? În sensul pozitiv. În sensul pozitiv pentru români. Că e român. E căsătorit cu o româncă. Și are un băiat care mi-e prieten. Și el și băiatul. Dar băiatul are vreo 50 de ani, nu e... El are vreo, deci e un conflict artificial, ca să nu mai... Un conflict artificial, iar masa de unguri nu au aceeași părere ca și cei câțiva îngânfați care apar pe la televizor. Nu le spun numele, că se știu ei care sunt. Să aibă legătură, care au părere... Să aibă legătură cu moțiunea de cenzură, de căderea guvernului, de ce se întâmplă în Parlament, cu... Încercarea de dărâmare a guvernului? Nu știu, sincer să vă spun, știu că există o înțelegere sau a fost o înțelegere pentru ca să aibă UDMR-ul 1400 de unguri la Galați. Eu nu știu de unde i-a adunat, cum s-au adunat acolo 1400 de ani. Voturi. La voturi acum. A fost și în Craiova, 1500 acum, da. Exact. Da. Eu nu știu de unde le aveau. Și în al doilea rând... Acolo sunt, să zicem, alianțe politice care poate, într-un fel sau altul... Păi da, dar nu sunt unguri. Păi nu, români care au votat pentru UDMR. Păi da, dar ori fi în Craiova, Orteniu iubesc maghiarii. Da, sigur. Îi iubesc și la Galați tot așa. Îi iubesc extraordinar de mult. Nenestul României, români care iubesc maghiari. N-am auzit așa ceva de 28 de ani, de 29 de ani. Hai să zice că nici nu-i urăsc. Nu i-a votat niciodată. Da, sigur, nu. Dar și de ce n-a votat, partidele de opoziție și-au votat acum, cu mereu. Credeți că toată povestea asta, deci mulțumim că ne-ai dat imaginile astea și am văzut acolo și pe Călin Marincuș, nu erai cu el la... Călin Marincuș, da. Da, soltăm. Acum, vedem conflictul ăsta artificial creat, că e clar un conflict artificial, prin care urmează, deci parcă e un plan, da. Deci urmează profanarea semnelor naționale la Budapesta, da. În ambasadei, da? După care... N-am auzit să întâmple așa ceva. S-a întâmplat, da. S-a întâmplat când? Acum 3 zile. Da, imediat, exact. După. Deci a fost de noaptea, s-a întâmplat, dar în fața autorităților maghiare, adică... Maghiari. A poliției maghiare. Erau în fața poliției maghiare niște maghiari, unguri, cetățeni unguri, care profanau stema de pe ambasadă a României, steagul și așa mai departe. Ulterior lucrurile s-au calmat acolo. Noi în România facem marș de solidaritate româno-maghiar, în sensul că, băi, lăsați-ne în pace, că nu avem nicio problemă cu treaba asta. Ei acum văd că au pus pe site-ul guvernului de la Budapesta o hartă a Ungariei de pe vremea Imperiului Austro-Ungar cu este pe site-ul guvernului maghiar, deci nu e un site. Nu, ideea este care, deci și spun că Trianonul, pactul de la Trianon, deci asta e oficială, deci, dar fiind pe site-ul guvernului maghiar, Ungariei, este clar că e oficială. Și
și spun că țările vecine ne-au smuls din teritoriul țării noastre, astfel încât noi am avut de suferit, adică ungurii. Domnul, nu e întâmplătoare, adică creezi niște probleme. Ei s-așteptau probabil la niște reacții mult mai dure. Domnul Bonus, din partea noastră. Dacă vă uitați la fosta harta României, o să vedeți că Crișana de vest este în continuare la unguri. Adică cum le-am luat? Ei n-au luat nouă. Păi, da, clar. Și o altă chestie. De aia este că ei se așteptau. Eu cred nu, dar le spun oamenilor ca să știe. Dacă se uită la fosta hartă... Că noi, dar ei au venit în anii 800, ca să nu intrăm acum în istorie. De anii 800, zice, migrația... 800-1000. Da, 800-1000 în perioada aia. Pe Volga. Da, și... Pe Volga au venit. Și ei sunt din nordul Chinei. E o zonă... Nu. Sunt migratori de pe Volga. Și maghiarii și ungurii. Sunt două triburi. Și finlandezii. Aia s-au dus în treaba lor acolo, da, în stânga. Și turcii. Și turcii, sigur. Și coreenii. Noi, sub-coreenii și coreenii. Da. Vreau să vă spun că mai există o persoană care a prezentat pe 7 iunie, pe internet n-a apărut acum, pe 7 iunie la ora 1:10 și se numește Valeriu Victor Silvasi, care este ungur-ungur. Și a zis, băi, oameni buni, noi trăim în România, nu trăim în Ungaria. Eu vă spun în rezumat, ca urmare trebuie să-i respectăm pe cei care, cu care trăim. Și hai să nu mai fim așa îngânfați cum sunteți voi în conducere. E o diferență foarte mare, cum îmi spuneau prietenii mei de la Brașov, diferență foarte mare între ungurimea de rând și cei care conduc UDMR-ul, care e un conglomerat de vreo 10 un NGO. Da. Nu e o chestie politică. Vreau să vă spun că acest Varga, îmi pare rău că nu mă aude sau poate intervine la televizor, are o opinie, pur și simplu, o opinie românească. Mama mea... Spune el. Nu, spun eu acum. Punct. Mama mea era sârboaică. Era din Serbia, din părinți sârbi. Și acum ne spuneți? Păi din... Nu, și aici se dă. Tata este ardelean. Credeți-mă că sunt... Eu mă consider... Nu. După mamă, eu sunt sârb. Suntem oameni cu toți. Dar suntem români acum. Români. Și mama mi-a zis așa, nu suntem nici aia, nici aia. Suntem români. Și vom fi în continuare români, cum spunea. Mi-a amintit de mama mea, fiind țărâna ușoară, a murit în 2000. Exact. Cum spune acest maghiar. Maghiar, maghiar. Nu cum e la mine o familie dintr-un român și un străin. Da. Vedeți, așa ar trebui să vadă lucrurile. Da, ideea este că e clar că avem de-a face o chestiune, cum spun eu, cu niște provocări, ca să folosim termene din așa. Da. Acest lucru întâmplător, sau mai puțin întâmplător, se întâmplă odată cu problema din Moldova, da? Unde am înțeles că decizia Curții Constituționale a Moldovei este o decizie corectă, legală. Sigur. E constituțională. Avem o situație în care președintele suspendat, domnul... Nu e suspendat, e demis. Demis, domnul Troton, sau cum îl cheamă? Dodon. Dodon, așa cum îl cheamă? Troton. Da. Era o glumă. Tot. Nu, da, omul recunoaște că lua bani din Rusia. Pe un milion pe lună. Unde a fost? Păi, domnule, se duce la pușcărie direct dacă e într-o țară civilizată. L-a destituit, unde era? Era la Moscova. Unde s-a refugiat? Sunt mai mulți care s-au refugiat la Moscova. Și nu, ambasada Rusiei. Mă rog, da, să nu intrăm. Da. Ideea este că, sigur că el poate să refugieze unde dorește, poate era cea mai aproape de casă, ambasada Rusiei. Da, e bine, luăm așa. Da, să zicem, dăm... Dar ideea e că se întâmplă să întreagă de lucruri. Acum... Așa e. Conflict între Ungaria și România, mai mult de atât, nu are unde să ducă. Deci conflict militar nu are cum să se întâmple. Nu are, imposibil. Nu, niciun caz. Deci, indiferent cine încearcă să forțeze o chestiune de genul să creadă, nu ai cum să ajungi acolo. În primul rând că facem parte din tratatul, din aceeași alianță NATO, alianță deci, practic, nu avem voie să facem așa ceva. N-au ei voie, noi nu facem, dar sigur, aici știți cum e jocul de imagine. Când a început al doilea război mondial, Hitler a spus că soldați germani au fost atacați de către soldați polonezi.
i-au îmbrăcat pe niște soldați germani în, polonezi, au trecut și au intrat în Germania. Și practic ăla a fost motivul pentru care 70.000 de avioane, 70.000 de tancuri au cucerit în faimosul Blitzkrieg de la 1 septembrie 1939, au ocupat Polonia. De fapt, au ocupat jumătate din Polonia, că era pactul Ribbentrop-Molotov ulterior și Rusia a luat cealaltă jumătate. Dar ca să revenim aici, și acolo s-a spus, Hitler spunea, dom'le, eu n-am pornit niciun război, polonezii n-au atacat. Și aici, sigur, e jocul de imagine. Cine are putere mai mare mediatică la nivel internațional și cine reușește să-și impună punctul de vedere, ăla câștigă, practic, la nivelul imaginii publice. Să revenim la nemți. În 12 aprilie, cu un an înainte, în 38, tot așa i-au atacat austriecii? Când, când au cucerit Austria? Hitler. Acolo a fost puțin mai, mai ușor, pentru că, practic, Hitler era austriac. Păi era, dar și aia e altă țară. Anexarea Sudeților, acolo a fost puțin mai... adică știți cum e, nu prea erau de acord, de acolo era un banc. Dar oricum este că anexarea Sudeților a fost o problemă și așa mai departe. Deci, să vă spun cum e cu Dodon. Da. Nu? Troton. Curtea Constituțională, toate drepturile se destituie. Se destituie. Deci, înainte de a ne explica, domnule profesor, mai bine urmărim, avem un material explicativ și apoi dezvoltăm, pentru că trebuie să spunem că sunt și în momentul de față proteste la Chișinău, tocmai motivate de ce s-a întâmplat de acolo. Nici ei nu mai înțeleg foarte bine și între timp a venit și un răspuns din partea Uniunii Europene, care se declară pregătită să colaboreze cu guvernul legitim care a fost ales în Chișinău, cu Maia Sandu. Uniunea Europeană ia de deciziile luate de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea coaliției guvernamentale. E o notă transmisă de Federica Mogherini. Haideți să vedem materialul și apoi comentăm. Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar al Republicii Moldova după suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate în data de 6 septembrie. Filip a cerut demisia lui Igor Dodon din funcția de președinte și consideră că Moldova se confruntă cu o lovitură de stat. Așa cum știți, Curtea Constituțională a constatat în decizia sa de astăzi că președintele statului refuză să își îndeplinească atribuțiile constituționale pe care le are și să declanșeze alegeri anticipate, astfel încălcând Constituția Republicii Moldova. Ca urmare, Curtea Constituțională l-a suspendat din funcție și a constatat circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului. Și v-am invitat astăzi pentru a semna în fața dumneavoastră decretul de stabilire a alegerilor anticipate pentru data de 6 septembrie. Noul premier, Maia Sandu, a făcut un apel către toate structurile de forță din Republica Moldova pentru ca acestea să nu îndeplinească ordinele ilegale ale lui Plahotniuc și să protejeze țara. Vă solicit să nu vă implicați în blocarea activității instituțiilor statului. Corturile puse ieri și astăzi sunt dovada faptului că Partidul Democrat vrea să folosească structurile de forță pentru a arunca țara în haos ca să protejeze un singur om, pe Plahotniuc. Mă adresez tuturor celor din Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Departamentul Trupelor de Carabinieri, Biroul Migrație și Azil, Serviciul Tehnologii Informaționale, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, Serviciul Dirijare Operațională și Inspectare, dumneavoastră aveți datoria să respectați legea și să protejați țara. La rândul său, secretarul general al Parlamentului, Igor Clipi, și-a depus cererea de demisie din funcție. Acesta susține că asupra sa se fac presiuni, așa că a decis să facă un pas în spate. Aprindeți-mi, vă rog, lumina. Eu nu mai lucrez. M-ați auzit? Eu am depus cererea. Cererea dumneavoastră încă nu este satisfăcută, domnule. N-are cine să se face, domnule. Bine, unde sunt cheile? N-am nicio cheie, eu nu... Iată, uitați-vă, domnule, asta am să o declar acuși la presă. Iată, care sunt puternicirile mele, ca să înțelegeți? Și presiunea care se face asupra mea este absolut inexplicabilă, inacceptabilă, ea depășește orice limită. Vlad Plahotniuc, în cadrul unui briefing de presă la sediul PDM, a confirmat că a purtat negocieri cu Igor Dodon aproape 3 luni. Un astfel de document, doar de dragul coaliției cu PSRM, însemnea să-mi trădezi țara și să-i trădezi
moldoveni. Însemna să-mi trădesc colegii de partid și să devin un complice la planul odios al lui Dodon pentru Republica Moldova. Președintele Igor Dodon a înnoptat aseară pe teritoriul ambasadei Federației Ruse, care se află în Chișinău. Mai exact, a dormit în hotelul ambasadei, care se află pe teritoriul diplomației de la Moscova. Președintele moldovean a dormit pe teritoriul rus în aceeași zi în care Republica.md a făcut publice imagini în care Dodon îi spune lui Vlad Plahotniuc că vrea să federalizeze Republica Moldova și că primește până la $1,000,000 pe lună din Federația Rusă. Sunt trei candidaturi și acum discutăm. Voi doar cu mine aveți și ales, că nu toate. Eu? Nu, voi, Miserineu, Rușii. Nu, cine spune? Pe uși. Care ești gata să-l primească în unitate la Putin și să scoate probleme? În convorbirea cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon spune că primea 700 de mii, $1,000,000 pe lună de la ruși, dar că de la 1 aprilie finanțarea a fost oprită. În urma suspendării din funcție, președintele Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care critică Partidul Democrat și se cere ajutorul comunității internaționale. Este important să nu oprim presiunea noastră și să continuăm lupta. Din câte vedem, Partidul Democrat nu intenționează să transmită pe cale pașnică puterea majorității parlamentare legitime și guvernului legal. Și aceasta în pofida faptului că procesele de ieri din Parlament și noul guvern format au fost susținute de majoritatea cetățenilor și au fost recunoscute de partenerii noștri externi din vest și din est, a scris Dodon pe Facebook. Bun, te explicați-ne. Ca atribuțiile pe care le au autoritățile publice de înalt nivel din Republica Moldova sunt următoarele. Președintele poate fi demis, nu suspendat, cum se spune, pe peste tot. Constituția o pot găsi pe dizolvat Parlamentul și stabilit noi o nouă dată a alegerilor, care s-a stabilit deja, mi se pare că e la sfârșitul lunii iulie sau ceva de genul ăsta, sau iunie. Nu știu precis. Deci vor fi din nou alegeri. Formula pe care o avem acum nu rămâne. Nu. Apoi guvernul, acolo guvernul iarăși este demis și doamna a stat o noapte, doamna aceea... Prim-ministru, doamna Maia San. Așa. O noapte a fost prim-ministru. Deci toate autoritățile centrale sunt desființate. Dodon, ca să scape de furia nu știu cui, s-a dus la ambasada Rusiei. Cu toate că demonstrații care i-am văzut eu la televizor, erau lui Plahotniuc, ăsta nu e nici cu președintele, dar nici cu, nu e cu Partidul Socialist, este cu președintele. Moldovei. Cam așa ceva. Dar Ștefan cel Mare. Financiar, da, Ștefan cel Mare. Păi controlează ăsta, tot. Dodon vrea să schimbe drapelul. Să schimbe drapelul cu un drapel al lui Ștefan cel Mare, roșu, cu un vultur pe el. Era ceva de groază. Deci sunt destituiți. Nu mai există nici parlament, de aceea acel domn, nu știu ce era, vicepreședinte sau a luat conducere frăiele ca să poată să existe o persoană care să decide ceva. Probabil că al doilea om în stat. Probabil, vicepreședinte la președinție. Iar Curtea Constituțională și-a spus cuvântul. Nu știu ce-o fi, politic, nepolitic, acolo nu știi care cu cine. Nu, dar atunci când, cum să spun eu, adică acum și dacă e să o iei din punct de vedere legal, un om care e finanțat dintr-o țară ostilă zonei, ca să spunem așa. Plahotniuc e și român. Cu alt nume. Cetățean. Nu Plahotniuc este român. Dar este el, persoană. Este are și cetățenia pentru română. Întruchiparea fizică, dar nu... Are și cetățenia română, cu alt nume. Mintea aceeași. Poate când trece granița se eu schimbă. Știu. Eu știu. Da. Eu știu. Dar pe scurt este că... El nu e văzut bine nici la Moscova, nu știu ce a făcut pe acolo, sau da, nu știu care e relația de acolo, dar și am văzut niște, ieșiri ale domnului președinte Băsescu și dânsul era nemulțumit de activitatea de acolo. Păi, fiindcă s-a ieșit în piață, s-a bătut cu aia pe acolo. Da, cu Plahotniuc, așa părea la prânz. Da. Dar acum trebuie să avem mare grijă. Nu cred că era cu Plahotniuc. Nu, bodyguardul lui Plahotniuc, așa spuneau acolo. Da. Acum, tocmai asta vreau să spun, trebuie să avem mare grijă că circulă foarte multe fake news-uri, de exemplu. Nu, am văzut la televizor, nu era. Da, nu, și am văzut chestiunea asta, dar nu știi cu ce se bătea, nu știi unde era, că poate era vara trecută, adică în sensul ăsta trebuie să fim foarte atenți la verifica. În momentul ăsta se pot, știți cum era, la timpul Revoluției, când apărea
nu știu care, și spunea să nu beți apă ca pe o trăvită, să beți băuturi ușor alcoolizate. Fake news, da. Nu, era fake news și anunța omul respectiv, dar omul ăla nu anunța cu un scop. Dar ideea este că sunt un pic lucrurile... Astăzi se anunțase un meeting la București al celor de la Rezist legat de diaspora, de votul de la diaspora. Se întâmplă ceva, ai idee? 300 de oameni? 300 de mii de oameni? Din 5 milioane? Și sunt aici de să discutăm și trebuie. Nu trebuie, eu nu sunt de acord. În diaspora da. Sunt 300 de mii de oameni. Nu, care au votat, sunt 4 milioane. 5. Care au 5 milioane. Aproape 5. Care au votat. Noi suntem obligați, eu, la chestiunea asta, 5 milioane de, sunt cel mai mare investitor în România. Diaspora este cel mai mare investitor. Nu sunt împotriva diasporii. Așa. Eu vă spun ce a invocat ăștia în opoziție. Îi invocă pe aia 300 de mii, nu pe cei 5 milioane. Bun, până ne lămurim noi dacă e sau nu protest, că din câte știu nu e, anunțăm după publicitate ce se întâmplă. Era ceva pe Facebook. Vorbim acum despre situația din Republica Moldova, o situație pe care cu greu o putem înțelege. E un guvern interimar, e corect să zicem așa? Nu. Da, sigur că da. Nelegitim? Nu nelegitim. E și asta corect? Nu, nu, a rămas, rămâne același guvern care va duce țara până la noi la alegeri, la Parlament și formarea unui nou guvern. Și dacă este din nou la fel ca acum 30 ceva de ani? Da, s-ar putea să iasă. Nu știu ce vrea poporul moldovean. Însă el are atribuții limitate, cum e și la noi. Tot așa. Constituția lor, să știți că e 99% e aproape Constituția noastră. Unii au spus că a fost o lovitură de stat. Dacă a fost lovitură de stat, cine a dat-o și de ce? Acum să vă spun un lucru. Lovitura de stat înseamnă, este definită în materia mea ca fiind o acțiune prin care se se suspendă, hai să zicem, temporar o parte din Constituție sau toată Constituția. Dar aici nu e suspendată Constituția. Deci nu se aplică această teorie? Nu se aplică ideea de lovitură de stat. Totuși, de unde pornim? Schimbăm CCR, că nu e CCR. Nu, CCM. E CCM. Curtea Constituțională a Moldovei, da. E vorba de echivalentul temporar, lor. Ca urmare, e o suspendare a Constituției ca efect al unei acțiuni violente, temporar, parțial sau total, Constituția. Pe o perioadă de timp. După aceea reintră în vigoare, dacă se vrea. Dacă nu. Ne afectează pe noi în vreun fel povestea asta? Nu. Este o chestie internă a unei țări independente care se leagă de Transnistria și în niciun caz de noi. Este vorba de faptul că Dodon vrea să facă din Moldova o republică federală, federativă. Care ar fi motivul? Transnistria și Moldova. Ca să, pentru Transnistria? Să fie mai grea o eventuală unificare. Aha, da, corect. Da, și sigur că subordonarea unui interese ale unei țări care nu cred că e așa de periculoasă cum credem noi, adică Rusia. Adică nu văd să existe vreun impediment din punctul ăsta de vedere. Sigur, suntem în NATO. Și NATO știm de înainte de 1990 că era împotriva tratatului a Varșovia. Eu cred că am trecut într-o altă fază acum. Ar trebui să ne îmbunătățim relațiile cu Rusia pentru un simplu motiv. Nu că suntem în NATO. Pentru un simplu motiv că mi-a spus cineva, mie personal, mi-a spus până acum erați bogați. Dacă luați gazul de la noi, o secundă, eu spun ce mi-a spus omul. Dacă luați gazul de la noi și nu luați de la Viena. Da, dar nu puteai să-l iei de la ei. Trebuia să-l iei de la Viena pentru că Winterhalle, da, compania din Austria, eu, e tot rusească. Da, deci, de acolo își luau ei comisionul. Puteau să ia direct. Puteau să ia direct. Nu puteai, pentru că trebuia să iei de acolo, că era tot firmă rusească pe unde își luau comisionul. Nu, construiau ce trebuie în 30 de ani. Da, ideea este că, nu, ideea e că noi nu avem, deci, teoretic, noi putem fi prieteni. După ce primim ce ni s-a luat. De ce nu? După ce primim ce ni s-a luat. Numai de acolo ni s-a luat. Păi nu. Și sârbii ne-au luat. Păi nu. Și ungurii. Și ucrainienii. Și bulgarii. Da, toată numai, lumea a luat. Toată lumea. Stați puțin, numai o secundă. Numai că cei care ne acuză, e o diferență. Bulgarii nu ne acuză cu război, nu ne fac declarații de război. Duceți-vă în Bulgaria și o să vedeți. Păi, nu cu amenințe. Păi nu, dar noi mergem în Bulgaria, adică totuși merg jumătate, românii merg la plajă acolo, au sunt primiți cu tot ce au Bulgaria. Iau, dar stați puțin că trebuie făcută, da, trebuie făcută puțin o distinție, că aici vorbim Bulgaria au fost cu nemții în război al doilea. E, și noi ce am făcut? Dacă venim ca turiști, nu am întors armele, ei au rămas așa.
s-a sinucis regele lor, n-au vrut să plece în exil. Dar ideea este că situația cu Rusia e un pic diferită. Vorbim de tezaurul României, da? Care după aia vorbim că companii rusești dețin o pondere un pic cam prea mare pentru în domeniul energiei din România și asta duce la securitatea națională. Noi nu putem fi dependenți pe capacitățile noastre energetice față de o altă țară atâta timp cât sunt la noi în țară și ale noastre. Guvernele, toată mișcarea politică din ultimii 30 de ani au dus la acest dezastru. Și cu pădurile ce facem? Păi tot de acolo vin. Din Austria. Și Austria ce face? Taie. Austria taie împreună cu Rusia. Deci ideea nu este că cu Rusia, dar OMV-ul susține campania prorusească din România, dovedit-o cu companii. Nu tai păduri. OMV. Păi nu tai păduri, dar OMV-ul scoate bani din banii românești și plătește o campanie împotriva României. Avem dovezi pentru Avem asta? Dovezi pentru asta și dacă cineva vrea să mă dea în judecată, mare drag, merg la proces. Eu știu că taie pădurile. Da, taie pădurile. Păi tocmai asta e problema. Problema este că noi pierdem încet, încet, pe mâna rușilor, autonomia de care, în mod natural și istoric, trebuie să o avem. Ideea este că leadership-ul, să spunem așa, din România, este preocupat de logica electorală viitoare. În loc să înțeleagă cu Rusia. Ei nu se înțeleagă cu Rusia. Da, să facem jocul nostru. Da, dar în înțelegere cu Rusia, nu ca dușman. Nu să ne amenințăm cu rachetele. Păi noi nu amenințăm deloc, ei ne amenință pe noi. Ei, da, să ne amenințe cu rachetele. Ei ne amenință cu rachetele. Noi nu facem decât să fim pregătiți în cazul unui atac. Și de ce împreună cu alianța în care facem parte. Da, acum, sigur că nu ne convine situația asta, pentru că noi suntem o țară tampon. Noi am fost ținuți de ei o țară tampon. 30 de ani nu s-au construit autostrăzi, tocmai pentru a rămâne o țară tampon. Nu există infrastructură. Nu e numai slăbiciunea guvernelor care s-au perindat de-a lungul timpului și liberal, și democrat, și socialiști, și așa mai departe. Vorbim de o chestiune organizată, că nu pot să cineva să-mi spună că în 30 de ani n-au fost capabili să facă autostrăzi care să taie munții lung și în lat, adică tunele și așa mai departe. Deci erau și bani, erau și toate chestiunile astea. Nu au vrut să facă chestiunea asta. Și tocmai dacă este, Doamne ferește, un conflict la granița de est, pentru a trece mecanizată, să spunem așa, militare, din vest către est, le trecem ca în al doilea război mondial. Prin pasuri și urcăm pe munți și le ducem. Nu se poate așa ceva. Deci, ideea este că România a fost ținută jos, având în vedere. E momentul în care, eu știu, și acum, indiferent că o parte dintre cei din diasporă, să spunem, au făcut un joc dublu sau așa, dar marea majoritate am fost acolo, am stat la Dublin într-o țară, am fost mai multe țări unde există, dar de exemplu la Dublin unde există o comunitate foarte mare am stat, am scris un scenariu acolo, am văzut cum trăiesc, muncesc foarte bine, sunt foarte apreciați și așa mai departe, sunt oameni serioși, nu sunt oameni care să... români, da. Iar era chiar înainte, chiar în momentul crizei și din cei care am mai spus asta, când au fost dați afară, au început să dea afară oameni, românii erau ultimii. Dădeau afară și irlandezi și românii erau cei mai buni muncitori și așa. Acum, diaspora este practic sângele acestei țări la ora asta. Deci noi vorbim de 5 milioane de oameni, da, de cetățeni ai României, care sunt atașați, marea lor majoritate, de România, sunt principalul investitor în România. Deci ei iau bani de acolo și trimit aici. Da? Pentru părinții lor, dar nu contează, sunt bani care intră în consum aici, în România. Iar noi suntem obligați, ca țară, să le punem la dispoziție în cazul în care doresc să voteze toți 5 milioane, sigur, în 5 milioane intră și copii. Nu se pot, nu pot să voteze. Au fost cazuri clare unde în secție de votare unde puteau să apară 100.000 de oameni, nu, 50.000 de oameni. Nu, sunt de acord cu asta. Până acum nu prea am fost. Da. Dar în cazul ăsta... Asta e chestia. Acord. Noi trebuie să punem la dispoziție. Dacă ei vin sau nu vin, asta e treaba lor. Și treaba, deocamdată legea românească, legea din România nu obligă. Domnul Bănescu, eu sunt profesor și de drept electoral. În anul 4 la universitate. Credeți-mă că nu știu de ce să trimit numai 25.000 sau 100.000 de 20 și ceva de mii de buletine acolo. Nu știu de ce. Că nu coincide niciodată în cifra votanților cu numărul mandat, cu numărul buletinilor.
Iar domnul ministru ar trebui să-și vadă treabă, să o ca acasă, să crească nepoții. Că nu mai e... Și, asta i-am spus și celuilalt, care era la PSD. Cum îl cheamă ăla tânăr, care a fost ministru de externe mai înainte. Și care a greșit-o în al doilea tur la prezidențial. Corlățean. I-am spus atunci, domnule, ai greșit. Pentru că între cele două tururi se putea face o modificare a legislației. Se putea. Și acum, dar prin ordonanță. Împotriva intereselor partidului respectiv. Păi asta e altă treabă. Dar prin ordonanță asta spun, mergea. Deci prea mult conduce în țara asta prin logică electorală. Adică ei toți se gândesc acum ce vor face în decembrie la alegeri. Domnul Păunescu. Eu pot să le spun de acum că tot ce se pregătesc ei să facă, o fac degeaba. Dar nu contează. Domnul ei se agită. Politic înseamnă social. Social înseamnă politic. Nimeni nu crede a treaba asta. Eu am scris-o în cursul meu de constituțional. Nu se poate așa ceva. Trebuie să înțeleagă până la urmă. Noi suntem socialul. Nu ei. Ei conduc eventual socialul. Spune americanii în Constituție, cum începe cu ei. We the people. Noi da. Populația. Noi, nu, noi nu. Oamenii. Acolo spune altceva. Că să facem o democrație mai perfecționată și în scopul ăsta am adoptat Constituția. Da, și începe cu we the people. Noi, da, popor, noi poporul. Da. La noi altfel. La noi... Noi guvernanții da. Stabilim ce faceți voi, da. Cetățenii. Exact, e o prostie asta. Adică s-a continuat, s-a perpetuat ideea asta de, dumne, cei de la conducere sunt da. Șefii. Asta e o prostie și vă mai spun. Ei sunt doar administratori. Ei și aleg, da, administratori ăștia și aleg subordonați ca și ei. Vă spun, îi spuneam doamnei, sau domnișoare, scuzați-mă, îi spuneam în legătură cu o decizie, ceva în legătură cu o decizie a Curții Constituționale, care este formată din neprofesioniști total. Nu toți. Total. Tot în momentul de față, da. Când a venit cineva în plus, care a fost desemnată, da. Mai discutăm atunci. Dar o persoană. E foarte grav dacă ar fi așa, e foarte pentru că până grav. La urmă de niciunul dintre care, cei care sunt membri. Poate nu toți sunt pricepuți asta spuneam, la asta de la început. Domnul... Dar... Niciunul din membrii Curții Constituționale nu sunt... Domnule, unul dintre ei mi-a fost coleg de doctorat. Da. Dar până acum cred că a uitat. Apoi, un celălalt a fost, cum se zice, student la mine la doctorat. Da. Dar are, deci are pregătire, are pregătire... Lungul. Cel lungul. Și... Eu știu, da, hai eu știu că simt. Există și oameni... Lăsați-mă că... Există să și oameni mai... pregătire... Să nu... spun mai multe. Să da. Nu spun mai multe. Nu, în condițiile astea, Curtea Constituțională a pronunțat această decizie acum vreo săptămână, două, în legătură cu evaziunea fiscală, în care a spus așa, incredibil, apropo, așa ar trebui să desființăm și aici Curtea Constituțională, în care a spus așa, o pedeapsă mai mică decât de 3 ani, contrar, cum spune codul penal, mai mare de 3 ani, încalcă Constituția. Pentru simplu motiv că pedeapsa trebuie să fie legală. Păi nu e aia și aia e lege și aia e lege, cum încalcă? Da, e o chestiune tehnică și... Păi nu suntem în două legi. Da, nu, e clară, dar nu pentru toată lumea, nu toți nu sunt interesați. Dar ideea este că, acum că să revenim la povestea asta... Mă sunt interesați, că-s mult deși. Mai avem 20 de secunde. În astea ultime 20 de secunde, practic, că discutăm... Sunt foarte multe lucruri care se vor întâmpla în perioada 6, 7, 8, 9 septembrie. Da. Am mai auzit acum că alegerile Partidul Pro-România își va alege candidatul sau va numi candidatul pe 8 sau 9 septembrie. În Moldova vor fi alegeri anticipate pe 6 septembrie. Mai sunt o serie întreagă de lucruri programate pe 78 care încă nu au fost anunțate, dar vor fi anunțate. Vorbim în continuare și despre ce se întâmplă în Republica Moldova și despre ce se întâmplă în România de la fix. Rămâneți. Sigur, asta nu s-a problemă.